Octavian, până acum a fost un sezon destul de dificil pentru voi. Sunteți pregătiți să îndreptați lucrurile? Da, într-adevăr, n-a fost începutul pe care ne-l doream. Dar, după părerea mea, după cum îi știu pe băieți și încrederea pe care o am în echipa asta, sunt sigur că o să rezolvăm situația echipei și o să ajungem unde, pe locul unde ne merităm. Urmează un nou duel dificil, de data aceasta vine Viteștiul acasă. Cum vezi această confruntare? Da, în acest sezon toate meciurile sunt dificile, dar eu sunt sigur că în acest weekend o să obținem victoria mult așteptată de către club, de către suporteri, de către oraș. Ar fi totuși, prin prisma clasamentului, o surpriză dacă am câștigat. Pe ce te bazezi când spui asta? Da, ar fi o surpriză, pentru că am pierdut multe meciuri la început, niște meciuri importante în situația echipei, dar, cum v-am spus, fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate și, după cum îi știu pe băieți, v-am spus, nu o să avem probleme în evitarea retrogradării. Tu ai avut unele probleme medicale la început de sezon. Cum te simți acum și dacă ești la potențial maxim? Da, am avut o perioadă puțin mai dificilă, câteva accidentări ușoare, dar acum sunt pregătit să dau totul și sâmbătă sper să aduc victoria. Alături de colegii mei. Ai prins din ce în ce mai multe minute. Sezonul acesta este diferit în privința jucătorilor români. Sunt doi pe parchet. Ce obiective personale ai tu? Da, eu nu vreau să mă gândesc la reguli, la regulile campionatului. Vreau să fac treaba cât mai bine, să primesc minutele pe care le merit și să ajut echipa cât mai mult. Acum, dacă o să pot să fac cât mai multe minute pe teren, atât mai bine. Vreau să dau totul din mine și la final să ne bucurăm toți, fiindcă atâta timp cât echipa este fericită, sunt și eu.